Amenajarea unei grădini de 300 de metri pătrați începe de la 5.000 de euro și poate ajunge și la 30.000 de euro în funcție de concept, speciile de plante și sistemele automate de întreținere. Am fost în Târgul Grădinarilor de la Alba să vedem ce se poartă în acest an în materie de amenajări. Capitala, dar și restul țării, suferă când vine vorba de amenajarea grădinilor, spun specialiștii peisagiști. Asta și pentru că o grădină spectaculoasă se amenajează cu investiții importante. Arhitecții peisagiști au calculat un preț de pornire de la 5.000 de euro pentru amenajarea unei grădini de 300 de metri pătrați. Alegerea plantelor e crucială. Anul acesta, de fapt, cam ca de obicei, oamenii caută puțină culoare, puțină veselie în grădini și atunci caută rododendronii, caută magnoliile, care au florile acelea foarte frumoase și dau culoare și bucurie în viețile noastre. Ca prețuri sunt acceptabile, încercăm să oferim pentru toți clienții prețuri mai micuțe. Am adus bombon fructifer, trandafiri, arbuz fructifer, viță de vie. Deci tot ce se înseamnă material dendrologic de plantat în perioada aceasta în grădinile oamenilor, inclusiv și plante ornamentale am adus. Întreținerea plantelor se poate face cu sisteme performante de irigare, care pot fi controlate direct de pe telefonul mobil. Tendința de vreo un an, doi ani de zile, tendința generală a toți producătorilor este ca să produc sisteme de comandă cu conectare la internet și comandă de pe anumite device-uri, telefon, calculator, de oriunde vă aflați. O importantă firmă de comercializare a plantelor a făcut un top al celor mai la modă plante de grădină în 2023, iar pe primul loc a plasat laurul englezesc veșnic verde. Liliacul de vară, atât de colorat, este și el pe podium. Pom fructiferi, arbuști și urmează și alte plante pentru grădină. Cum vi se par prețurile și ce preferați să aveți în grădină? Păi prețurile, în primul rând, mi se par decente, chiar sunt niște prețuri foarte bune pentru producătorii locali. Iar în grădină, sincer, îmi place să am din toate fructele. Am cumpărat panseluțe cu floare mică, urmează să cumpăr și panseluțe cu floare mare. Le-am ales care erau mai frumoase, mai asortate, mai proaspete, să-mi frumusețeze curtea și grădina.